două, trei luni, el cum interacționează cu mama? Mama stă în spital în perioada aceasta? De cele mai multe ori stă câteva zile în spital. În general, mămicile doresc să rămână în spital până în momentul în care sunt sigure că acest copil este stabil. Pentru că un prematur foarte mic are câteva zile după naștere în care poate să fie extrem de instabil și să nu putem să-i spunem, da, mămică, totul va fi bine. Să-i spunem decât vom vedea, hai să vedem cum ies și analizele, hai să vedem cum ea este și radiografia. Ea poate să stea fizic lângă el? Ea poate să vină fizic în secția de terapie intensivă, să fie echipată corespunzător, să se dezinfecteze și inițial când copilul este foarte grav, doar să-l țină de mânuță și să vorbească cu el, să petreacă un timp lângă el. Pe măsură ce copilul se stabilizează și nu mai depinde de aparate, de ventilație, de așa, copilul poate să ajungă și în brațele mamei, să stea lipit de pielea ei, să facă acel sistem de îngrijire numit kangaroo care. Funcționează foarte bine, dar la copii care sunt stabili. Cum mai spuneți? Kangaroo care înseamnă, este un sistem de îngrijire în care bebelușul este pus pe piept, pe pieptul mamei și stă în contact un timp de să observă. În loc să fie în incubator. Da, deloc, pentru că mama, căldura mamei menține căldura copilului, sunt acoperiți de un scutecel sau de o păturică și s-a dovedit că acești copii evoluează mult mai bine și ajută practic la externarea lor din maternitate mai rapidă.